Israelul se află într-un război existențial în care înfrângerea nu este o opțiune, a declarat premierul Benjamin Netanyahu în timpul ceremoniei de luni de pe muntele Herz din Ierusalim, când au fost comemorați cei peste 1500 de israelieni uciși în ultimele 7 luni de război. Secretarul de stat Antony Blinken a lansat unele dintre cele mai puternice critici cu privire la modul în care Israelul a condus războiul din Gaza, spunând că tacticile israeliene au însemnat pierderi oribile de vieți omenești a civililor nevinovați. Nu au reușit să neutralizeze liderii și luptătorii Hamas și ar putea duce la o insurgență de durată, vine cu detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Israel sărbătorește 76 de ani de independență. Este clar că Netanyahu vrea să continue războiul. A declarat ieri că peste 14.000 de teroriști Hamas au fost eliminați. Blinken însă a avertizat că Israelul riscă o contrainsurgență de durată, cum spuneai și tu, și deja se văd aceste semne. În ultima zi, Israelul a avut 120 de raiduri aeriene în Gaza, acționează cu 3 divizii, adică în jur de 30.000 de militari, una în sud, la Rafah, dar celelalte 2 zonele centrale și de nord ale fâșiei Gaza, unde au mai acționat odată, dar după plecarea armatei Israelului, Hamas a revenit. Această tactică este o capcană, este asemănătoare cu greșeala făcută de trupele NATO în Afganistan, unde au luptat 21 de ani cu talibanii, după care acum aceștia conduc țara. Netanyahu a fost huiduit ieri la ceremoniile de Memorial Day. Mulți israelieni își dau seama că este o tactică greșită și păguboasă pentru toți, dar în special este destul de periculoasă pentru viața ostatecilor.